Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Taur, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna martie 2024, că tare repede mai zboară timpul ăsta. Bun, haideți să vedem care este arcana care urmează să vă guverneze pentru această lună și avem Marea Preoteasă. Pot fi niște secrete, pot fi lucruri ascunse, poate intuiția este la cote înalte și e bine să o folosiți. Poate vă veți simți mai atrași așa de niște lucruri spirituale, ceea ce nu ar fi deloc rău. O să vedem noi în continuare despre ce este vorba. Să vedem un titlu al citirii voastre, dragii mei tauri. In the flow, everything is smooth sailing, ascultă-ți intuiția, ești pe val, drumul este neted, lucrurile se așează, dar este extrem de important să îți asculți intuiția. Nu lăsa maimuțelele, nu lăsa bastagonile alea să sară pe acolo și să facă niște treburi. Bun, haideți să vedem, uite așa de la început, ca să nu mai fie la sfârșit, că de-aia este la început, niște cuvinte cheie. Pentru luna martie și să vedem clar, uite, lucrurile se clarifică, drumul este cât se poate de neted, cât se poate de lin, cu condiția, repet, să-ți asculți intuiția, clar, vedere, Doamne ajută, inshallah, să mă uit bine, să vezi tu foarte clar drumul pe care e bine să mergi și, sau să continui să mergi dacă deja ai început să calci pe acolo. Duminică este iar un cuvânt important pentru luna martie. Poate se clarifică ceva într-o zi de duminică, că tot e guvernată de soare, ce să vezi. Și mai vedem vărsător. Nu știu dacă aveți de-a face cu cineva în vărsător sau nu. Sau poate se clarifică o situație în legătură cu un vărsător într-o zi de duminică. Și eleganță. Eleganță scrie aici. Mamă, trebuie să refac bilețelele astea care arată într-un fel. Dar nu mai contează, ele își fac treaba. Te îmbraci tu frumos, elegant, așa, te duci într-o plimbare și ai să ajungi la niște concluzii importante. Perfect. Mergem mai departe, dar haide să mergem cu astrele mai departe. Mai întâi, după care trecem tot la astre, dar altele. Venus! Și vedem planeta iubirii și a frumuseții vine alături de voi. Alea erau prea multe. Okidoki, să înveți să te iubești, să înveți să te elegănțești, că la urma urmei Venus vă guvernează și pe voi, nu numai pe cei în balanță. Și uite și leul, putere, încredere în tine și să fie cu iubire de sine, pentru că astea sunt ingredientele absolut necesare succesului. Mai vedem fecioara, ia că te apare și fecioara, deci avem și taur, și balanță, și leu, și fecioară. Poate veți fi înconjurați de mulți oameni în această lună. Și mai vedem și casa a noua, ia că te casa învățăturilor. Nu știu, poate mergeți unii dintre voi la niște cursuri, că vor fi de spiritualitate, că vor fi de healing, de vindecare, dar poate să fie și varianta aceasta și să vă întâlniți cu mai multe persoane acolo. Bun, haideți să vedem mai departe, așa cum am zis, tot pe calea astrelor, patience. Iată, ceva necesită răbdare, poate este un proiect, poate este ceva ce începe acum, necesită răbdare, dar vedem un Jupiter foarte frumos în fecioară de data aceasta. Dacă vei fi organizat, dacă vei avea răbdare, dacă vei fi meticulos, așa îți spune clar că ceea ce vei face sau ceea ce începi în această lună va duce la rezultate foarte bune. Perfect! Mergem mai departe și să vedem ce alte puncte importante mai avem. Iată-te, nodul nord, chemarea ta. V-am mai spus de atâtea ori despre nodul nord, care vorbește de ceea ce am ales să facem în această viață la nivel de suflet. Poate pentru unii dintre voi are legătură cu spiritualitatea, cu vindecarea, nu o să fie categoric pentru toată lumea, că nu o să fim o planetă de vindecători și de spirituali la urma urmei. Toți avem capacitățile astea, să ne înțelegem, dar nu fiecare, adică nu toată lumea a ales acest rol. Bun, nodul nord, scopul tău te cheamă într-o nouă direcție. Și vedem turnul, un alt element important, fulgerul de fapt arată aici, unexpected. Poate apărea ceva neașteptat la orizont, trebuie, este necesar acest fulger, este necesară această schimbare de direcție, pentru că tu trebuie să mergi într-o direcție nouă. Hopa, s-a mai întors una și vedem chimie, pasiune, atracție, magnetism. Poate să fie în cazul unora dintre voi, că tot văzură în planeta Venus acolo, o iubire neașteptată, o pasiune neașteptată.
că este o pasiune legată de iubire între oameni, că există, că apare o pasiune legată de, nu știu, un subiect pe care vrei să îl studiezi mai departe, poate să fie și lucrul acela. Ce mai vedem? Karma se echilibrează ceva sau se poate echilibra ceva, că totul depinde de noi, da? Vedeți că eu tot subliniez lucrurile acestea, nu că o să fie, o să se întâmple, o să dragă, că eu nu ghicesc viitorul, dragii mei, da? Eu vă dau niște probabilități energetice și totul depinde de voi. Sper să fie deja clar ce fac eu pe canalul meu. Da, există posibilitatea să se echilibreze, așa cum spuneam, o balanță, poate ceva legat de karmă. Ho-ho. Cineva vrea să vină cu niște scuze, cu niște scuze, cu dorința de a fi iertat pentru ceva ce a făcut. Nu vă bateți capul și v-am mai spus lucrul acesta, dacă vi s-a făcut, vi s-a adres, vi s-a luat și așa mai departe, pentru că această karmă, așa cum, mă rog, o înțelegem noi, nu doarme niciodată. Se pare că cineva care a făcut niște lucruri s-a lovit de efectele sau, mă rog, consecințele acțiunilor sale și simte nevoia să-și ceară iertare. Da, probabil a proiectat niște lucruri asupra voastră, că au fost fricile, că au fost maimuțele și așa mai departe. A fost doar o proiecție, da? Poate a realizat această persoană acest lucru și are nevoie de iertare. Dacă sunteți voi care ați realizat, ați conștientizat, că ați proiectat tot felul de treburi asupra persoanelor, n-ar fi rău să îi dați cu iertare acolo, poate să vă cereți iertare și, bineînțeles, să aplicați această iertare și acceptare, că iertarea n-are cum să vină fără acceptare, asupra propriei persoane. Mergem mai departe să vedem mesajele din partea doamnei Lună și să vedem doamna Lună. Vorbește tot de vindecare, vorbește despre răbdare, vorbește despre a sta cu tine, tot energia fecioară, o vedem cu luna nouă în fecioară. Îți spune clar, da, un drum nou vrea să se așeze în calea ta, dar este bine în această lună, în această perioadă, să stai puțin, iau puțin tele așa mai ușor, ești pe conștientizare, ești pe organizare, vezi ce-ți mai trebuie, vezi ce nu-ți mai trebuie, fă curățenie acolo, ca să faci drumul ăsta cât mai lin posibil. Bun, mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje din partea doamnei Lună mai există. A time to breathe out. Pe relax, pe odihnă, pe meditație, pe conștientizare. Pentru că sunt lucruri care probabil vor ieși la suprafață. Ceva nou, așa cum v-am spus, vrea să se manifeste în viața voastră. Dar mai este ceva de curățat, mai este ceva de eliberat din câmpul vostru energetic, din mintea și din sufletul vostru. Expect powerful change, așteaptă-te la schimbări majore, la schimbări importante în această lună. Mai ales dacă te-a pus să faci această muncă cu tine sau poate ai făcut deja această muncă cu tine și iată-te în această lună vei vedea care sunt rezultatele. Se încheie sau se poate încheia, da, o perioadă karmică, o perioadă destul de grea din viața ta în care a trebuit să plătești poate niște karme, a trebuit să plătești niște polițe, a trebuit să înveți niște lecții importante, urmează să se încheie acest lucru. Bun, haideți să mergem mai departe, tot cu astrele îi dăm în continuare, hopa, și vedem soarele, iacăt, în zodia voastră. Și soarele în zodia voastră vine cu vești bune, pentru că vorbește despre o creștere pe parte de încredere în propria persoană, pe parte de, mă rog, self-esteem, același lucru, pe parte de finanțe, de mulțumire a roadelor pe care le veți culege în urma muncii pe care ați depus-o. Cu luna în săgetător, iată că vorbim despre ceva nou care apare la orizont sau dorința voastră de a explora teritorii noi, de a învăța ceva nou, de a merge într-o altă direcție. Du-te că treaba este bună și vedem și soarele în rac. Da, soarele în rac vorbește despre o situație, să spunem, faină și favorabilă pe parte de cămin, pe parte de familie, pe relațiile cu cei dragi și așa mai departe. Poate vei fi ceva mai focusat, că parcă n-ai fi destul de focusat pe partea aceasta de familie. Atenția se va duce cumva ceva mai mult acolo. Ok, și vedem și un soare în Scorpion care vorbește despre pasiune, așa cum am văzut acolo. Poate pe unii dintre voi vă lovește flacăra pasiunii sau apare soarele pe strada voastră. O să vedem noi în continuare. Mergem mai departe cu Sfântul Sfântul Osho.
cu Sfântul Leoșo. Mi-am luat, măi oameni buni, niște bețișoare parfumate foarte faine din Sibiu, așa, dar sunt extrem de puternice și câteodată mă mai neacă așa. Nu că în asta e bine la capitolul tușit, asta știți foarte, foarte bine. Bun, vedem un 10 de bâte foarte fain care vorbește despre despovărare în această lună. Ceva din subconștientul vostru, ceva din sufletul vostru ajunge să se transforme, că vreau să zic să se liniștească. Da, să liniștesc apele la nivel de suflet, pentru că unii dintre voi, repet, ați făcut ceea ce aveați de făcut, ați ajuns sau veți ajunge la conștientizarea cea mai importantă, și anume faptul că voi sunteți maestrii vieții voastre. Voi sunteți cei care alchimizați lucrurile din interiorul vostru, creând astfel schimbare profundă și radicală în exterior. Da, atașamentele de trecut le vedem acolo cu Cartea Soarelui. Cartea Soarelui vine și luminează lucruri pe care nu le-ai văzut până acum. În momentul în care vine această energie solară, tu vei vedea, vreau să zic vei vedea în umbră, dar spiritul mă corectează și îmi spune nu, n-ai cum să vezi în umbră, pentru că odată ce lumina pătrunde, umbra nu mai există. Da? Lumina solară este nivelul tău de conștientizare. În momentul în care vei conștientiza niște lucruri, ai adus atenția, ai adus conștientizarea, umbra aceea pur și simplu nu mai este acolo, atașamentele de trecut pot dispărea. De asta și spune, stai cu tine, conștientizează niște lucruri importante din viața ta, adu soarele acela acolo unde este întuneric și acela nu va mai exista. Mergem mai departe și să vedem și Cupid Deck cu ce mesaje vine către voi. Cartea bărbatului matur, și o să vedem despre ce este vorba. Poate să fie, ce frumos s-a agățat îmbrățarea, poate să fie și o transformare, o schimbare a situației voastre și a vieții voastre printr-o maturizare, da, la nivel emoțional. Se deschide un drum nou din ceea ce vedem, este un drum de transformare, nu știu, poate să fie și un drum pe bune, ad literam, la care să plecați, și vedem cu răbdare, cu perseverență, cu organizare, cum v-a spus energia Fecioarei, veți ajunge la lumină, veți ajunge la soare. Foarte bine, nu dați înapoi, poate să fie și un drum pe bune, da? Ia că te vedem și uniforma aici, poate veți avea de-a face cu astfel de persoane. În această lună vedem și grijile, da, vă faceți griji degeaba, pentru că soarele îl vede foarte multe griji, ieși din energia grijilor, poate ceva legat de instituții de stat sau, mă rog, tot felul de persoane care poartă uniformă. Vedem și cartea comunității, sper să nu-ți pese de ce zic alții, dacă vei face schimbări în viața ta sau ce zic alții despre tine, despre casa ta, nu-i lăsa să-și bage nasul acolo unde nu le fierbe oala. Și vedem și domnișoara privilegiată. Dacă tu, și cartea îndrăgostiților, bun, sunt două mesaje. Dacă tu începi să te alegi pe tine, da, nu să mai face probleme de ce o să zică ăla, că, nu știu, începi să te elegânțești, că faci, că drești, că nu știu ce. Nu e treaba nimănui ce faci cu viața ta. Al doilea mesaj vine, trebuie să-l dau ca atare, doar în unele cazuri s-ar putea să fie niște secrete, niște pasiuni ascunse în cadrul unei familii și să iasă niște treburi la suprafață și cineva să-și facă grijă de ce o să zică lumea, că nu știu care a sărit gardul pe acolo. Din nou, nu e treaba nimănui ce face fiecare la el acasă. Bun, mergem mai departe cu Lenormand și să vedem și el cu ce mesaje vine. Ok, și vedem, ok, turnul, hai că nu știu cum să te țin, nu te țin așa, vedem turnul, vedem inelul. Nu știu dacă unii dintre voi v-ați simțit sau vă simțiți cumva strâmtorați într-o relație, nu neapărat relație de iubire, dar poate să fie parteneriat, poate să fie la locul de muncă, este ceva cumva care te limitează, care te obosește, da, cartea casei, poate să fie vorba despre o căsnicie în cazul unora dintre voi care nu mai este ceea ce trebuie să fie, din nou cartea persoanei oficiale, nu știu, poate cineva se gândește până la urmă să ia o decizie. Și vedem și oportunitatea de a face o schimbare cu trifoiul ăsta cu patru foi care vine către tine, te pune față în față cu niște decizii, da? Din care, nu știu, vei învăța niște lecții importante sau poate să fie și o decizie de a merge la un drum pentru a învăța ceva. Poate să aibă legătură cu descoperirea de propriei persoane sau, mă rog, cu alte scopuri. Și uite, cartea soarelui din nou, veștile bune care vin către tine. Așa că de asta ți-am spus mai devreme,
Spiritul îți zice, nu îți mai face griji, da, se iese din întuneric, se ajunge la lumină, nu-ți pierde speranța. Mergem mai departe cu tarotul și vedem treiul de monede. Poate să arate o colaborare foarte frumoasă, poate să arate o creștere a venitului tău prin, cum se spune eu, prin recompense pe care le vei primi în această lună. Pentru că alții vor fi foarte mulțumiți de munca pe care tu ai depus-o. În primul rând trebuie să fii tu mulțumit și după aia ceilalți. Sau poate vrei să schimbi direcția de drum când vine vorba de colaborările pe care le ai în momentul de față, pentru că vedem cu șaptele de cupe starea asta de nehotărâre, nu știu ce să fac, să merg spre o altă colaborare, să rămân aici. Spiritul îți spune, alege înțelept. De ce ajungi în situația? Pentru că vedem treiul de săbii. Ceva te-a dezamăgit sau ceva urmează să te dezamăgească și te pune în poziția de a lua o hotărâre. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem. Bun, și se deschide tarotul cu cartea lumii, încheieri de drumuri, încheieri de capitole pentru unii dintre voi sau drumuri lungi în alte cazuri. Bun, și vedem marele preot, cinciul, 2 de 5, schimbări, foarte multe schimbări pentru voi, dragii mei tauri. Că se încheie un contract, că se încheie o căsnicie, nu știu, dar ceva se încheie pentru unii dintre voi în această lună. Se încheie pentru că nu mai merge, nu mai funcționează sau pentru că apare altceva la orizont, că poate acea iubire, acea pasiune poate să fie și pe energia voastră, să ne înțelegem. Vedem asul de cupe care vine către voi. În centrul citirii voastre, optul de cupe, sub marele preot, da, vă detașați emoțional și întoarceți spatele unii dintre voi unui angajament pe care l-ați avut până în momentul de față pentru că nu mai merge. Și vedem și împăratul, că mereu îmi vine să-i spun marele preotul ăsta, nu știu ce. În fine, împăratul, că este figura autoritară și am văzut că veți avea parte de tot felul de întâlniri cu autorități în această lună. Că este cineva în berbec cu ascendent Venus, lună, nodul nord în berbec, că este soț, că este tată, că este frate, că este șef, nu știu, dar ceva în legătură cu această persoană va fi important. O, 4 de bâte, vedem în continuare. Unii dintre voi, dragii mei, veți avea parte de o schimbare, inclusiv pe partea de carieră, de colaborare pe partea de carieră, care va atrage ulterior și schimbare pe partea financiară. Poate să fie și o cheltuială pe care unii dintre voi o veți avea în această lună prin, nu știu, achiziționați ceva important. La fel de bine vedem și o reușită, da? Ceva ce v-ați propus să faceți și uite că veți reuși. Răbdare, răbdare cu răbdare treci marea, ți-a spus foarte clar, răbdare și organizare. Vedem temperanța, următoarea carte și o să o lămurim noi imediat. Sau poate aveți de-a face cu cineva în săgetător, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în săgetător. Mergi mai departe, da? Este trecerea din întuneric la lumină. Vine momentul să te scuturi și să te descotorosești de ceva care nu mai este bun pentru tine. Mergem și mai departe. Uite, veștile, comunicarea sau călătorii la rădăcina pachetului. Ia să vedem. Temperanța apare din nou. Cât de importantă este răbdarea? Asul de cupe, ia că te-l vedem. Că este noua iubire care vine în urma unei dezamăgiri, nu știu, sau cineva va fi dezamăgit pentru că apare o nouă iubire la orizont. Hai să lămurim cărțile și să vedem. Și să vedem The Devil. Cartea diavolului o vedem pe cartea lumii. Ceva ce a devenit toxic, ceva ce nu mai este în echilibru în care era odată, urmează să se încheie, probabil se încheie brusc, vedem cartea turnului pe cartea marelui preot. Hai să înțelegi, tu, dragă taurule, în această lună, că indiferent cât de mult ai băgat tu capul în nisip și ai crezut niște treburi, stați puțin să faci niște abdomene, că nu sunt așa cum le vedeai, de fapt, uite că ele sunt. Uite că vin bănuții către tine, vești legate de bani, propuneri legate de bani care, așa cum am spus, vor duce la schimbări pe parte financiară. Asul de bâte, asul de cupe, o nouă pasiune apare la orizont. Oh my God, ok. Optul de cupe l-am văzut, vedem și cinciul de cupe cu cartea lunii. Nu știu, dacă a fost ceva ascuns, cineva a ținut ascuns sau voi ați ținut ascuns, iese la lumină, aveți de două ori cartea soarelui, acum nu mai poate să fie așa. Ce mai vedem este că unii dintre voi veți alege, da, fie să mergeți către ceva nou,
către o nouă iubire, către o nouă pasiune și să întoarceți spatele unei situații destul de urâțele, cu cartea diavolului, cu cinciul de cupe acolo. O situație care nu v-a adus încântare și fericire. Putem, vorbim clar de dezechilibre, dar pot fi dezechilibre, nu dezechilibre, vreau să spun adicții, da? Poate aveți de-a face cu cineva care are niște adicții acolo. Ceva nou vine, ia că te ocupă, a prieteniei sau a iubirii apare la orizont. Și haide să vedem ce mai avem noi aici. Bun, și vedem și un paj de bâte. Că sunt mesaje legate de iubire, că sunt propuneri legate de iubire sau prietenie și nu știi ce să alegi, pot fi din partea acestei persoane, pentru că au ieșit pe cartea împăratului. Nu este obligatoriu, da? Te pun cumva în poziția aceea de a alege și nu știu ce să aleg de data aceasta. Alege ce simți că este cel mai bine pentru tine. Hai să vedem mai departe. Decizii sau vești legate de o casă sau de o reușită pe care o așteptai, uite că se arată în această lună, ceea ce zic eu că este foarte bine. Da, o hotărâre se ia de a merge mai departe, de a merge pe un drum nou, necesită răbdare, așa cum am spus, necesită organizare și determinare. Dar pentru unii dintre voi vine momentul să luați decizia să mergeți mai departe. Împărăteasa o vedem care hotărăște, ia o decizie, poate de a merge mai departe sau, mă rog, de a se îndepărta de împăratul pe care l-am văzut mai devreme. De ce? Pentru că a stat și s-a tot gândit, a tot analizat problema, da, și a ajuns la o concluzie. Mergem cu amorul ghebos mai departe și să vedem ce anume ne spune. Este ceva legat de încredere. Poate că încrederea a fost călcată în picioare mai mult decât era cazul. Bine, nu e cazul să se întâmple, dar ca idee. Chemarea sufletului pereche. Că ești tu care îți face această chemare a sufletului pereche. Că a fost altcineva, nu știu. Ceva acolo se întâmplă, ceva acolo se dărâmă. Dar mai ales se dărâmă acea încredere. Finanțele și cariera, o vedem. La fel de bine, nu trebuie neapărat să fie o altă persoană, cu toate că există și energia aceasta în această citire. Poate să fie o persoană care nu dă atenție suficientă relației, care se ocupă mai mult de alte treburi, că e muncă, că sunt hobby-uri și așa mai departe, și cineva rămâne nemulțumit acolo. Bun. Și spune în felul următor, concentrează-ți atenția pe tine, pe momentul prezent, pe, nu știu, răsfață-te, fă lucruri care îți fac plăcere și ai să vezi cum lucrurile vor începe să se schimbe în viața ta. Și ce mai avem? Și ce mai avem? Retreat. Da. Retragerea, iată-te și cineva mai vrea o șansă în această relație pentru că cineva s-a retras sau urmează să se retragă. Și să vedem și din Baby Amor Ghebos, care este okay, honest communication, da? Va fi o discuție sau ar fi bine să fie o discuție sinceră legată de o situație în această lună, pentru că ceva nu este pe echilibru, nu este cum ar trebui să fie. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem ce mai avem noi aici, da. Dă-ți voie să te concentrezi pe momentul prezent. Ți-a spus-o clar, n-ai unde să te grăbești în această lună. Este cu răsturnări de situație, este cu surprize, este cu schimbări majore. Stai și conștientizează ceea ce se întâmplă. Stai în momentul prezent, concentrează-te pe tine și pe vibrația ta. Dă-ți voie să manifesti dintr-un punct de forță și dintr-un punct de conștientizare. Pentru că dacă te lași dus de val, n-o să fie bine, lasă trecutul să ardă, da? Lasă acolo să se transforme în cenușă pentru că ceva nou vine către tine. Ceva nou și vine cu energie solară, așa cum am văzut și ia către cartea stelei. Îți spune clar, ceea ce ai experimentat, așa cum a fost, în cele mai multe cazuri, nu în toate cazurile, că este o citire generală, pentru alea private știți cum să mă contactați, a fost o relație karmică, a fost ceva de plătit, a fost ceva de echilibrat, vine momentul să încheiați acea situație și să mergeți mai departe către nodul nord, da? Către ceea ce v-ați propus. Soarta, destinul, steaua, da? Vă îndrumă și vă așteaptă și vă aduce lucruri pe care evident le meritați în momentul în care v-ați învățat lecțiile și iubire și bani și toate cele frumoase. Totul depinde de voi. Never ending story. Tot de tine depinde, povestea fără sfârșit.
dacă stai și te lamentezi, dacă te tot întorci în energia trecutului din nou și din nou și din nou și din nou și din nou. Aici este decizia ta. Bun, hai să vedem și de aici care sunt mesajele. Ia să vedem, truth. Da? Adevărul trebuie spus. Am văzut acolo comunicare onestă, comunicare sinceră. Sau, mă rog, niște adevăruri vor ieși la suprafață și aduc acea energie a turnului pe care am văzut-o mai devreme. Și ce mai avem noi aici? Love, da? Iubirea apare și ia că te nevoia de siguranță, de protecție îți este asigurată, îți spune spiritul. Dacă este să intri într-o nouă relație, s-ar putea să fie ceva teamă, pentru că nu, s-au întâmplat și trebuie. Pentru că zona de confort, pentru că nu te simți în siguranță, lucrează cu tine și rezolvă rănițele alea. Ok, da, se clarifică ceva așa cum am văzut. Parcă ți se ia ceața de pe ochi și ai să vezi niște lucruri clare, ok? Și vine mesajul pentru unii dintre voi care ați crezut o relație de prietenie, de iubire, de nu știu cum, sigură. O să vedeți altfel. Dar e o lecție de învățat acolo, e ceva de plătit să ne înțelegem. Ascultă-ți intuiția, din nou îți spune spiritul și ascultă vocea sufletului tău. Mergem și mai departe și să vedem. Yin și Yang, ia uite, masculinul și femininul în echilibru să fie, Doamne ajută, inshallah, da, uite ostilitățile. Eu vă zic clar, unii dintre voi ați crezut că acolo este perfect match, perechea perfectă, suflete de nu știu care. Apar niște discuții, apar niște turbulențe, este sau a fost o relație karmică și lucrurile trebuie să se încheie. Vine momentul să pleci într-o altă direcție, să iei o hotărâre pentru asta și să acționezi pentru a merge către destinul tău, pentru că aici, în această energie, în această conjunctură, în această relație, parteneria ce-o fie acolo, tu nu-ți poți îndeplini destinul, spune spiritul. Ia uite de ce. Pentru că stai mereu într-o stare de anxietate și starea asta de anxietate nu te poate ajuta să trăiești viața pe care ți-o dorești și, bineînțeles, pe care o meriți. Bun, există și teama aceea de a lua hotărârea, o vedem clar. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor. Omega, cât de frumos, victorie, tot ceea ce-ți dorești vine către tine. Keep up the good work, continuă munca cu tine, continuă să rămâi într-o atitudine pozitivă, indiferent ce s-a întâmplat sau se întâmplă, nu contează felul în care răspunzi tu la treburile astea, contează. Of, of, măi, măi, Brigitte, da, este ceva la care... E bine să te uiți ceva mai atent în această lună, să-ți folosești intuiția și să vezi lucrurile exact așa cum sunt, nu cum vrei tu să le vezi. Nu cum ai vrut tu până acum să le vezi și te-ai încăpățânat și au legătură cu iubirea. Că Chantal vine și vorbește despre o nouă iubire sau despre o flacără veche care vrea să se reaprindă. Bineînțeles, Chantal te roagă să rămâi cu mintea și sufletul deschis când vine vorba despre iubire. Că vei studia ceva nou, că vei învăța ceva nou legat de tine, legat de viață sau orice alt domeniu, Maya te ajută și este alături de tine. Și Leila îți spune și ea, relaxează-te în această lună, ia-o ușor, că, repet, nu ai unde să te grăbești, ai multe lucruri de conștientizat, multe lucruri de transformat în interiorul tău. Petrece ceva timp singur, singură în natură și meditează, contemplează la dorințele și ideile tale și roagă îngerii să te ajute să menții o atitudine pozitivă. Și să vedem unde l-am pus, uite, l-am pus aici, tovarășul meu, minionul, să vedem cu ce mesaje vine pentru luna martie și ea cătă vine cu triunghiul acesta care vorbește despre energie masculină, nu știu cum să-l țin, să vedeți, se vede? Te pun pe părul meu, așa poate să vede. Ok, eu mă întreb cu vârful în sus, el vorbește despre energie masculină și acțiune și să vedeți pe ce carte a căzut. A căzut pe șaptele de cupe. Acționează, nu mai sta să te uiți în calendar, da? Știți vorba aia, acționează, fă o alegere și acționează. Mai avem litera O, care este poate importantă pentru unii dintre voi în această lună. Zodia Gemeni, da, care vorbește și despre comunicare, mai vedem și Zodia Peștilor, care vorbește despre legătura cu tine, cu intuiția și cu divinitatea.
Ok, și mai vedem o fundiță, opa, dar nu știu cum să o țin, o fundiță mov, acum nu știu, poate sunteți tătici, mămici, aveți o fetiță, cine știe, sau spiritul spune să te cocheteze așa puțin, sau puțin mai mult, de ce nu, să ai grijă de tine. Da, cred că aveți copii, vedem și cheia aceasta cu Mickey Mouse, care vorbește despre energia copiilor și poate veți merge la drum împreună cu această energie unii dintre voi. Așteaptă-te, da, la soluții miraculoase, crede în miracole, vedem unicornul. El vorbește despre aceste miracole, vorbește despre credință în această... Viața este magică, totul este magic, important este să crezi în lucrurile astea. Și mai vedem și o sirenă, nu știu, poate aveți de-a face sau veți avea de-a face cu cineva în pești, cu ascendent, Venus, Lună, nodul nord în pești. Toate acestea vorbesc despre copilărie și magie. Și îți spune, adu-ți aminte când erai copil și visai, îți imaginai tot felul de scenarii faine și erai acolo, erai acolo. Fă același lucru în această lună, că tot n-ai unde să te grăbești, fă acest lucru cu tine. Imaginează-ți cele mai faine scenarii și stai în acea energie. Dragii mei tauri, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna martie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip și eu vă mulțumesc foarte mult. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de comment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.